Vă invit cu respect să vă ridicați. Și pentru momentele care urmează, aș vrea să deschidem un cuvânt din Scripturi. De data aceasta, Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetul 69, începând, pagina Sfintele Scripturi, traducerea Cornelescu, 958. Matei, capitolul 26, versetul 69. Petru însă ședea afară în curte, o slujnică a venit la el și a zis, Și tu erai cu Iisus Galileanul. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și a zis, Nu știu ce vrei să zici. Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo, Și acesta era cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat iarăși cu jurământ și a zis, Nu cunosc pe omul acesta. Peste puțin cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru, nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, că și vorba te dă de gol. Atunci, el a început să se blesteme și să se jure zicând, nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea, a cântat cocoșul și Petru și a dus aminte de vorba pe care o spusese Iisus. Înainte ca să cânte cocoșul, te lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Amin. Vă rog să vă reașezați. Preobiților, mă socotesc binecuvântat și onorat de Dumnezeu să fiu în această seară împreună cu dumneavoastră, aici în Biserica Domnului, Biserica Sfânta Treime din Bistrița. Mulțumesc colegului meu, fratelui Victor Câmpianu și echipei de conducere pentru această oportunitate, pentru invitația care mi-au făcut-o. Mulțumesc Domnului care a fost cu noi în călătorie, mulțumesc dumneavoastră pentru rugăciunile dumneavoastră și din toată inima spun Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă aduc salutări sfinte de la Cluj, așa cum se spunea, de la Biserica Betania pe care o slujim pentru vremea aceasta, din partea conducerii comunității regionale penticostale Cluj și din partea familiei noastre și dorința noastră a tuturor este pe toți Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mi-a fost dor să vin la Bistrița, stând aici în față, m-am uitat peste dumneavoastră, am reperat multe fețe, vă cunosc pe mulți dintre dumneavoastră, cu mulți dintre dumneavoastră am avut experiențe frumoase în anii care au trecut, în mod special m-am bucurat să-l văd pe fratele Viorel Deac, cu care Dumnezeu ne-a rânduit să lucrăm patru ani la nivelul comunității regionale. Am învățat multe lucruri de la dumnealui, și îl apreciez că a avut curajul să decline cumva responsabilitatea așa cum se spunea pe umerii mei și a colegilor din vremea aceasta să slujim și mulțumesc fratele Biorel, Domnul să vă binecuvinteze și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Lăudați să fie Domnul. Am încercat să ne șoptesc fratelui păstor să mă anunțe că din Arcalia. Parcă sună mai frumos cel puțin atunci când sunt în zona asta pentru că Știți cum este? Pământul parcă ne trage. Și mereu când vin spre Bistrița, și am spus-o asta cu toată responsabilitatea, parcă mașina vine mai ușor. Și când plec de la Bistrița, parcă sunt mai obosit. Așa, îmi place zona aceasta, am trăit mulți ani, copilăria noastră, a mea și a soției mele, care este cu mine, este legată de zona aceasta, de orașul acesta. Când am fost anunțat că sunt președintele comunității, am tresărit. Și m-am întrebat, e vorba despre mine? Pentru că, la un moment dat, eram un adolescent prin orașul Bistrița, mai târziu un tânăr, apoi căsătorit, am muncit pe aici, prin zona aceasta, și tot ceea ce suntem, suntem datorită lui Dumnezeu. Și spunem din toată inima, lăudați să fie Dumnezeul nostru! Sunt momente complicate în viața noastră de predicatori, de slujitori și unul dintre cel mai, cele mai grele momente sunt momentul acela al deciziei pe ce drum să mergi și ce să predici. Mă consultam cu fratele Ionci și, și el spunea, cred că momentul ăsta e cel mai greu. Dar în seara aceasta s-au adus îndemnuri atât de frumoase, atât de călăuzite din partea lui Dumnezeu, spre direcția iertării și am simțit din partea Domnului să citesc pasajul acesta și mulțumesc lui Dumnezeu că îmi va da putere să transmit un mesaj din partea Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Oameni buni, era un moment complicat din viața Domnului Isus Hristos, din viața umană, când Fiul lui Dumnezeu era în fața sinedrului, în fața judecății. Un sinedru care putea să-L trimită pe Domnul la moarte. Fiecare dintre noi suntem inconfortabil să fim la judecată. Inconfortabil. Să primești doar o citație ca și martor pentru judecătorie și probabil că două nopți nu mai dorm. Nu știi despre ce e vorba, intri într-un stres, într-o neliniște, dar să fii în fața judecății și să știi că tu ești în fața unor oameni care pot să decidă soarta ta. Înainte ca Domnul Isus să ajungă în fața judecății, și a deschis inima, spune cuvântul lui Dumnezeu, și le-a spus ucenicilor, sufletul meu este cuprins de o groază ca de moarte, am nevoie de rugăciunea voastră. Și știți foarte bine că ucenicii au cedat, n-au reușit să se roage, mai degrabă au adormit și în cele din urmă, acum Domnul Isus era la judecată. Și printr-o circunstanță asupra căreia nu vreau să insist, ucenicul Petru, a intrat și el în curtea din lăuntru, spune Biblia. Acolo unde era curtea marelui preot. Au făcut un foc, afară era frig, era noapte. Și Petru s-a apropiat și el de focul acela să se încălzească. Și în timp ce era probabil la parafocului, a fost identificat de o slujnică. Nu un bărbat care putea să inspire frică, groază, nu cineva care era în armat, o femeie. Și femeia aceasta, la un moment dat, spune, și dumneata faci parte din... Nu vă supărați. Acest limbaj nu-l cunosc, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. Nu trece mult timp și aceeași persoană sau altă persoană insistă și spune, nu, se mai, nu mai este nicio doial și tu ești împreună cu cel de la judecat. Iertați-mă, nu-l cunosc pe omul acesta. Și când se insistă a treia oară ca să fie credibil, oameni buni, Biblia ne spune, a început să se jure și să se blasteme, zicând, nu-l cunosc pe Isus. Treia și jumătate n a avut nevoie de trăistă. Treia și jumătate n-au avut nevoie de bani. Treia și jumătate a fost în cercul intim al Domnului Isus Hristos. Biblia ne spune, când Domnul sta, Schimba la față pe tabor și s-a auzit acea voce extraordinară din cer al tatălui. Și mesajul era, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Petru era prezent acolo. În casa lui Iair, când Domnul o învie pe fica lui Iair de 12 ani, când toți sunt scoși afară, doar mama și uh, tatăl fetei, Petru, era acolo. A văzut minunile Domnului și... Treia și jumătate, vă spuneam, era în cercul intim al Mântuitorului Isus. Și după trei ani și jumătate, se blastămă și se jură. Nu-L cunosc pe Isus. Dacă ar fi în Biserica Sfântă a unde ar fi locul Lui? Dacă va avea un astfel de om pe lângă noi sau în jurul nostru, care ar fi, cum ar fi catalogat, care ar fi emblema Lui? Oameni buni, știți ce mă miră pe mine și sunt lucruri pe care nu le înțeleg? Istoria s-a derulat. Domnul Isus a fost judecat, a fost trimis la moarte. A fost omorât pe cruce între doi tâlhari și s-a dovedit moartea lui. A fost îngropat într-un mormânt nou, dar a înviat și este viu în vecii vecilor. Slăvit să fie numele Lui. Și în această seară, prin Duhul Sfânt, este prezent în adunarea noastră. Credeți lucrul acesta? Credem cu toții? Măriți să fie numele Lui Dumnezeu. Dar după ce Domnul Isus a înviat, ne spune Biblia și vă citesc din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 16, cuvântul Domnului ne spune că îngerul sau îngerii s-au arătat femeilor. Și vă citesc versetul 6 și 7. El, îngerul, le-a zis, nu vă spăimântați, căutați pe Isus din Nazaret, care a fost răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Și priviți-vă la versetul 7. Dar duceți-vă și spuneți ucenicilor lui și lui și lui. Dacă eu ar fi trebuit să iau decizia asta, spuneam următorul lucru. Ucenicii să vină toți la întâlnire. Dar Petru, mai vedem. Dacă gândiți pe Petru, mai trebuie să așteptăm. Pe toți ceilalți domnului cheamă în grup și spun să vină ucenicii la întâlnire. Pentru că le-am promis că va fi o întâlnire după înviere. Dar să nu lipsească Petru. Și spuneam, Doamne, nu te înțeleg. Omul care te trădează, omul care, care se jură, se blastămă și spune că nu te cunoaște, pe acesta îl chemi într-un mod nominal. Să vină ceilalți, dar Petru să nu lipsească. Cum se poate lucrul acesta? Cum a ajuns ucenicul Petru, trădătorul, dacă vreți, cel care l abandonează pe Domnul Isus în momentele cele mai grele, cum a ajuns ca să fie chemat la întâlnirea de după înviere? Ascultați-mă, frați și surori, oamenii al lui Dumnezeu. Va mai fi o întâlnire după înviere. Credeți asta? Lăudați să fie Domnul. Va mai fi o întâlnire după înviere. Și dacă îmi doresc ceva, îmi doresc să fiu prezent, chemat cu numele la întâlnirea după înviere. Dacă ratez momentul acesta, am pierdut totul. Toată alergarea mea, toată implicarea mea, toată lupta mea, tot ceea ce fac și tot sacrificiul meu nu are nicio valoare dacă pierd momentul acela. De aceea mă rog din toată inima Duhul Sfânt care este prezent în adunare să ne cerceteze și fiecare dintre noi în această seară să ne dorim să ne auzim numele la întâlnirea de după înviere. Cum a reușit Petru să ajungă la performanța aceasta? Că este o performanță, știți cum? Petru a găsit harul iertării. Dacă avem nevoie în această seară, spunea și fratele Păstor, fratele Traian și m-a încurajat să transmit mesajul acesta, avem nevoie toți de iertare în seara aceasta. Ai nevoie de iertare? Avem nevoie de iertare? Biserica Pentecostală nu iartă pe nimeni, oameni buni. Biserica Ortodoxă nu iartă pe nimeni. Sistemele religioase nu iartă pe nimeni. Preoții și prelații n-au putere de iertare sub cer. Este o singură soluție care aduce iertare. Și aceasta este jerfa lui Isus Hristos. Măriți să fie Domnul. De aceea, mă rog, în această seară, așa cum se spunea, dul sfânt să ne cerceteze. Și când plecăm din locul acesta să intrăm în acea fericire despre care spunea psalmistul, ferice de cel, cu fără de legea iertată. Vrem să plecăm niște oameni iertați, niște oameni eliberați și cel care poate să facă aceasta este Isus Hristos. Lăudat să fie Domnul! Cum a ajuns Petru, repet, să ajungă la acea, acel moment special ca să fie chemat la întâlnirea de după înviere, să aibă harul iertării? În primul rând, uitându-mă la experiența lui, din pasajul pe care l-am citit, spune cuvântul lui Dumnezeu, Petru și-a adus aminte. Una dintre marile probleme pe care le avem oameni buni este că noi uităm repede. Și Domnul vrea în această seară să ne răscolim memoria și mă rog, Doamne, prin Duhul Sfânt, fă lucrul acesta. Suntem oameni care uităm repede și în mod special uităm repede ceea ce ni se face bine. Nu uităm repede ceea ce ni se face rău sau poate uneori nu uităm niciodată, dar uităm repede ceea ce ni se face bine. De aceea Dumnezeu transmitea ca un semnal de alarmă în Deuteronom, în capitolul 6, și vreau să vă citesc de la versetul 10, câteva versete din Deuteronom, capitolul 6, și auziți ce spunea cuvântul lui Dumnezeu poporului său. Domnul Dumnezeu te va face să intri în țara pe care a ajutat-o părinților tăi, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, că ți-o va da. Vei stăpâni cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai zidit, case pline de tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, puțuri de apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii și pe care nu tu i-ai sădit. Și atenție, când vei mânca și te vei sătura, vezi? Să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, măriți să fie Domnul. Când vei privi la binecuvântările tale, când vei privi în jurul tău la ceea ce ai, la modul cum Dumnezeu ți-a binecuvântat casa, ți-a binecuvântat copiii, ți-a binecuvântat familia, ți-a binecuvântat probabil afacerea, să te uiți la ceea ce ai și să spui, ceea ce am este datorită lui Dumnezeu. Ceea ce sunt, sunt datorită lui Dumnezeu. Dacă am ceva, am datorită lui Dumnezeu și strigăm din toată inima la Sfânta Treime, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Oameni buni, ce avem să nu fi primit? Mă uit la familia noastră, mă uit la familie dumneavoastră, ne uităm în casele noastre și nu avem decât să spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Depășim o vreme a binecuvântării, o vreme a harului, o vreme a prosperității din toate punctele de vedere. Dar niciodată n-am avut atât de mulți oameni nemulțumiți. Niciodată n-am avut atât de mulți oameni depresivi ca și în vremea aceasta. Niciodată n-a fost atâta boală ca și în vremea aceasta. Este nevoie Dumnezeu să aibă milă de noi. Să ne cerceteze prin Duhul Său cel Sfânt și un Duh al mulțumirii să viră peste inimile noastre și să spunem ajută-ne Dumnezeule! și uitându-ne la ceea ce avem și la ceea ce suntem, să spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumim și te glorificăm din toată inima, mărit să fie Domnul. De aceea spunea psalmistul în psalmul 103, binecuvintează suflete pe Domnul. V-a făcut Dumnezeu binefaceri? Ne-a făcut Dumnezeu binefaceri? Ne-a dat Dumnezeu harul său? Strigăm din toată inima, lăudați să fie Dumnezeul nostru! A strigat Dumnezeu în anul 2022, la sfârșitul anului, în biserica noastră și în multe alte locuri. Și a spus Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în anul în care intrați, am auzit urechile mele și poate a multura dintre dumneavoastră, războiul nu va intra peste granițele acestei țări. Și am încheiat anul 2023 și Dumnezeu care se ține de cuvânt ne-a purtat de grijă. Dumnezeu care se ține de cuvânt ne-a păzit casele și copiii și spunem lăudați să fie Domnul, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Oameni buni, să ne aducem aminte, să ne răscolim memoria în această seară, să ne prăbușim în fața lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, tot ceea ce suntem, suntem datorită Ție. Tot ceea ce avem, avem de la Tine și vrem să Te glorificăm în seara aceasta. Lăudați să fie numele Lui, ca și colegii mei care sunt aici și dumneavoastră slujitori de aici din sală, de fiecare dată când mă întorc acasă și voi face și în seara asta lucrul acesta când mă apropiu de Cluj, de multe ori nopțile sunt târzii. De fiecare dată mulțumesc lui Dumnezeu că mă întorc încă o dată sănătos acasă. Atât de mulți oameni mor în România pe drumuri. Atât de multe accidente se întâmplă. Și de fiecare dată realizez că nu datorită abilității mele, nici capacității mele, mă întorc acasă, pentru că Dumnezeu m-a mai păzit încă o dată. Dumnezeu m-a mai, mai ocrotit încă o dată. Încă o dată mâna bună lui Dumnezeu a fost peste mine. Și haideți în această seară încă o dată să spunem slăvit să fie Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care ne poartă de grijă, un Dumnezeu care ne-a binecuvântat, un Dumnezeu care ne ține în picioare, stăm în picioare care ne ține Dumnezeu. Avem har că ne dă Dumnezeu har, avem sănătate, că ne Dumnezeu sănătate. Sunt protejate familiile noastre, că ne-a protejat Dumnezeu. Și îl glorificăm pe Domnul din toată inima. Lăudați să fie numele Lui. Petru a ajuns ca să aibă harul iertării și să fie chemat la întâlnirea de după înviere, în al doilea rând, pentru că a luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și a dus aminte de vorba pe care o spusese Isus. Când Petru era cu ucenicii, cu colegii lui la pescuit, era un pescar de marcă. Pricepea pescuitul, din asta trăiau ei. Citesc în Evanghelia după Luca, în capitolul 5, că la un moment dat toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Acum, eu nu am fost pescar niciodată, nici nu le-am cu pescuitul, măcar că de 18 ani locuiesc lângă Someș, casa noastră este lângă Someș, noi nu suntem cu pescuitul, dar sunt unii care se pricep. L-am văzut aici pe fratele Sandu, mi-au dus aminte că odată în America, niște frați, așa să mă simt bine, m-au dus și pe mine într-o noapte la pescuit pe un lac și le-am încurcat undițele pe acolo. Unul dintre frați, așa cu respect, o frate, bujor, nu te supăra, mai vrea să stai în colțul de barcă, când ne descurcăm noi cu... Trebuie să te Ăștia și gândi, gândiți-vă, știau unde sunt peștii. I-au aruncat în față mrejile, în, în spate, în dreapta, în stânga. În cele din urmă n-au prins nimic. Nu-i mai mare dramă pentru pescar. Îl văd pe fratele Marchevici aici, de când eram eu copil, știam că dumnealui era pescar. Cred că nu-i mai mare dramă pentru pescar decât să vină acasă fără pește. Unii nu rezistă, cumpără pește, numai să, miști, să, să miroase pește. Imaginați-vă că ăștia toți în cor, când Domnul îi întreabă, ați prins ceva? N-am prins Nimic. Și toată noaptea ne-am trudit. Și Domnul spune, aruncați breaja în partea dreapta corăbiei. Deși n-am prins nimic toată noaptea, la cuvântul tău merită să încercăm. Că cel care aduce pești în breajă este Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, să aducă la bistrița Dumnezeu pești în breajă. Să se mântuiască oameni în vremea aceasta. Să fie harul lui Dumnezeu peste inim și să dea Domnul iertare și biruință. Și Biserica Domnului spune, amin, lucrează Dumnezeule. Sau umplut breje de pești, oameni buni. Pentru că la cuvântul Domnului se întâmplă minunea. Ambele corăbii, citiți în, în Matei, în Luca, capitolul 5, s-au fundat de greutatea pește. Matei, capitolul 14, când Domnul era undeva la orizont și era furtună, Petru și o dat seama că e Domnul. O zis, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Și cum merg eu pe parchetul acesta, eu cred din toată imaginea noastră, credeți, Petru a mers pe ape. Slăviți să fie Domnul. L-a crezut pe Domnul, pe cuvânt. Dar în Matei capitolul 26, când Domnul le-a spus se împlinește vremea și cuvântul, bate voi păstorul și oile turbei vor fi risipite și voi toți veți găsi în mine o prinsă de potignire. L-a crezut Petru? Nu. Biblia spune, Petru a făcut un pas în față și a zis, vezi pe ăștia. Dacă toți ăștia te trădează, contează pe mine. Eu mă duc cu tine în temniță? și la moarte. Înainte să cânte cocoșul, te vei de mine de trei ori. Și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul. Ce valoare are pentru tine cuvântul lui Dumnezeu? Îl credem noi pe Dumnezeu pe cuvânt? Este Evanghelia aceasta o normă pentru trăirea noastră? Este cuvântul acesta cuvântul infailibil a unui Dumnezeu care trăiește? Mă rog din toată inima Dumnezeu le cercetează-ne. Oameni buni, nu creștini de formă, nu creștini după tradiții, nu creștini după obiceiuri, ci creștini după cuvântul lui Dumnezeu, care este chipul Dumnezeului celui viu. Și spunem, lăudați să fie Dumnezeul nostru. Nu diminua prin atitudinea ta Cuvântului Dumnezeu. Nu diminua prin viața ta valoarea cuvântului Dumnezeu. Nu pune la îndoială valoarea cuvântului Dumnezeu, că Dumnezeul nostru este sfânt. Că Dumnezeul nostru este sfânt. Că Dumnezeul nostru este sfânt slăvit să fie în numele Lui. Și la Biblie scrie ce se apropie de El, trebuie să creadă că El este. Credeți că Domnul este? Și crezi că Domnul este în adunare în această seară? Crezi că Domnul este lângă dumneata aici în biserică în această seară? Lăudați să fie Dumnezeul nostru! Să nu iei în deșert numele Domnului, spune Exod, capitolul, capitolul 20, versetul 7, că Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel care pune la îndoială sau ia în deșert numele Domnului. O Evanghelie care nu mai are valoare în societatea în care trăim. O Evanghelie care este călcată în picioare. O Evanghelie pe care oamenii din lumea aceasta nu mai dau doi bani, oameni buni. O Evanghelie care este scoasă din societate. O Evanghelie care, repet, este chipul Dumnezeului celui viu. O Evanghelie care este stropită cu sângele lui Isus Hristos. Este Evanghelia mântuirii. Este Evanghelia harului. Este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Credem noi acest cuvânt al lui Dumnezeu? Credem noi cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu le binecuvintează ne. Samar era într-o situație pe care nu vă pot descrie că, deși am crescut într-o familie relativ săracă, nu mi-e rușine să spun asta. Chiar dacă era pâinea de la colectiv o dată pe săptămână, dar era a nu era înfoliată, nu avea nici măcar uh, termen de valabilitate trecut pe ea. O mai băgau un cuptor, o mai scoteau și de mers la sapă și la furcă și la greblă, era lăuda să fie Domnul. Era bun. Dar cu toate acestea, nu pot să pricep ce era în Samaria, unde spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Împărați, capitolul 7, Samaria a ajuns într-o situație când mamele au început să delireze, să derapeze din punct de vedere psihic. Și Biblia spune, au început să-și fiarbă copiii și să-i mănânce. Atât de groaznic era situația în Samare, o, o cetate împresurată, fără nicio per, fără perspectivă, fără nicio soluție, nicio soluție împăratul era acolo, n-avea nicio soluție, parlamentarii erau pe aproape, probabil n-aveau nicio soluție, guvernanții n-avea nimeni nicio soluție. Și într-o astfel de situație se ridică un om al lui Dumnezeu. Și mă rog în biserica Domnului să fie tot mai mulți oameni al lui Dumnezeu. Vreți? Avem nevoie de oameni al lui Dumnezeu. Vrem ca păstorii să fie oameni al lui Dumnezeu. Vrem ca predicatorii să fie oameni al lui Dumnezeu. Vrem ca cântăreții să fie oameni al lui Dumnezeu. Și noi toți să fim oameni al lui Dumnezeu. Ajută-ne Dumnezeu! se riconoma lui Dumnezeu și auziți ce spune cuvântul Domnului și transmite următorul mesaj. Așa vorbește Domnul. Oameni buni, cuvântul lui Dumnezeu este cea mai exactă știință de sub soare. M-auziți? Cea mai exactă știință de sub soare. Îmi place să mai citesc și să mai ascult despre ce se întâmplă cu, cu acele navete spațiale pe la NASA. Dar mai, mai citesc acolo că se mai scapă câte o piesă, nu știu. Și acolo mai sunt erori umane. În spațiu. Dar cuvântul lui Dumnezeu, dacă vreți, este mai exact decât orice știință din lumea aceasta. Pentru că asupra lui veghează Dumnezeu. Mări să fie Domnul. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Mâine la ceasul acesta, mâine la ceasul acesta, generalitățile sunt de la oameni. cuvintele exacte sunt de la Dumnezeu. Dumnezeu transmite mesaje exacte și verificabile. Mâine la ceasul acesta, spune cuvântul Domnului, se va vinde la poarta sa mare o măsură de floare de făină cu un sticlu și două măsuri de orz cu un sticlu. Și acolo era împăratul, era cărărețul pe mâna căruia își pleca împăratul capul și omul acela cu logică spune, mă, oameni buni, dacă face Dumnezeu ferestre în cer așa ceva, nu se poate întâmpla. Și mesajul Domnului a fost pentru el, ochii tăi vor vedea, dar nu vei avea parte de ele. Și vă citesc doar împlinirea, citiți dumneavoastră acasă, vă citesc de la versetul 16, poporul a ieșit, a jăfuit tabăra sirienilor și s-a văzut o măsură de floare de făină cu un ciclu și două măsuri de ors cu un ciclu după cuvântul Domnului. Că Dumnezeu ceea ce spune face... Ce poruncește ea ființă, el cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi și strigăm în această seară, lăuda să fie Dumnezeul nostru. Lăudați să fie Dumnezeul nostru. Dar împăratul i-a încredințat păzirea porții acelui călăreț și Biblia spune și veți citi, poporul da buzna, l-a călcat în picioare și o muri. De ce? Că n-a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Noi credem cuvântul lui Dumnezeu? Amin. Îl credeți pe Dumnezeu pe cuvânt? Amin. Toți îl credeți? Amin. Haideți să vedem. Să facem o, o, o probă așa scurtă. Citim Isaia, capitolul 55, versetul 7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. Puteți să citiți cu voce tare. La Dumnezeul nostru care... Când iartă Dumnezeu? Când? În seara asta. Îl crezi pe Dumnezeu pe cuvânt? Ai nevoie de iertare? Seara aceasta este seara iertării. Lăudați să fie Domnul. Ai nevoie de iertare? Frate Victor, cu tot respectul, dacă aveam mesajul lui Iona, nu veneam în seara asta la biserică. Nu veneam. Dacă Dumnezeu îmi dădea un mesaj cum l-a dat lui Iona, nu veneam în seara asta aici. Oamenii nu puteam să vină. Imaginați-vă că Ion a avut mesaj din partea lui Dumnezeu și Domnul i-a spus, du-te la Ninive, o cetate de 120.000 de oameni și transmite mesajul ăsta. Peste 40 de zile toți sunteți niște cadavre, toți muriți. Fără nicio posibilitate de iertare, fără nicio posibilitate de scăpare, fără nicio perspectivă. În 40 de zile toți sunteți niște cadavre. Și Ion a s-a dus după toate peripețiile pe care le-a trăit și majoritatea le știți, și Biblia spune, Iona capitolul 3, Iona s-a dus la Ninive, a transmis mesajul acesta și versetul 5 spune, oamenii din Ninive au crezut pe Dumnezeu. Au vestit un post, s au îmbrăcat în staj, de la cei mai mici până la cei mai mari. Lucrul acesta a ajuns la, la urechea împăratului. Se dă jos de pe scaun, își spune hainele, își spune și el un sac pe el și cenușă și spune, din toată cetatea Ninive, dau porunca aceasta, oamenii, bătrânii, femeile, copiii, vitele, animale, să nu mănânce nimic și toți să strige cu putere către Dumnezeu. Poate Dumnezeu va avea milă de noi, poate Dumnezeu va avea milă de noi, poate Dumnezeu va avea milă de noi. Și ce îmi place la Biblie scrie, Dumnezeu a văzut ce făceau ei, că se întorceau. Că Duhul Sfânt este prezent la Sfânta Trăime, că Domnul te cercetează în această seară și Domnul vede ce faci tu. Și mă rog, din toată inima Dumnezeu să-ți dea biruință, să iei în serios cuvântul lui Dumnezeu, să-L crezi pe Domnul pe cuvânt, că asta este seara iertării, este seara eliberării, este seara când Domnul rupă legături străine și Domnul îți dă biruință și bucuria mântuirii. Și Biserica Domnului spune, amin, lucrează, Doamne. Mări să fie Domnul! L-a luat în serios pe Dumnezeu! A luat în serios cuvântul lui Dumnezeu! Este nevoie, încă o dată spun, să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu! Să dăm valoare Evangheliei, oameni buni! Să dăm valoare cuvântului Dumnezeu! Și Biblia să fie norma de trăire pentru fiecare dintre noi! Lăudat să fie Dumnezeul nostru! Petru a găsit harul iertării și a fost chemat la întâlnirea după înviere, în al treilea rând. Pentru că Petru a evadat. Biblia spune, a ieșit afară. Înăuntru, în curte, era călduț, era confort, afară, era frig și noapte. Pentru că slujirea presupune expunere. Noi vrem să slujim pe Dumnezeu, dar în confort. N-ai putea, pastore, să mă boteze să nu știe nimeni, ne mai întreabă câte unul? N-aș putea să mă pocăiesc să nu știe nimeni, să știm doar noi. Și eu răspund, nu se poate. Slujirea adevărată, oameni buni, înseamnă expunere. Și cel mai mare exemplu de subsoare este Isus Hristos. Slăvit să fie numele Lui! Filipeni, capitolul 2, ne spune, n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Știți ce ați făcut Domnul Isus? S-a expus oameni buni. A venit în lumea noastră, n-a venit cu gardă de por, deși putea să vină. N-a venit să-l protejeze îngeri, deși putea să vină. A venit în lumea noastră să se nască în cel mai loc jos, cel mai de jos loc, mai smerit, în Iesle. Probabil că majoritatea știți ce înseamnă aia Iesle. cel mai de jos loc. A acceptat să se coboare, să se zmerească. Biblia spune, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Lăudat să fie numele Lui. De aceea Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. I-a dat numele care este îl depășește pe tovarășul Purtit, pe domnul Biden sau pe doamna von der Leyen. Are numere care este cel mai presus de orice nume. Numele lui este Isus Hristos. Slăviți să fie Domnul, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi a celor din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă, să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl. Isus Hristos este Domnul. Oameni buni, slujirea înseamnă să evadezi. Să evadezi din carapacea ta, să evadezi din sistemul tău. Poate uneori trebuie să evadezi din sistemul tău religios, poate uneori trebuie să evadezi din sistemul tău personal, din ceea ce crezi tu, din convingerile tale. Tu trebuie să evadezi. Și în seara aceasta mă rog ca Domnul să-ți dea biruință. Mă rog ca Dumnezeu să te prindă de mână în această seară. Să-ți dea Domnul putere să ieși din orice sistem și să vii în prezența Lui. Și să vin în prezența Harului Său și să simți prezența Lui Dumnezeu și Domnule de biruință. Uneori e greu să o facem. Pentru că avem voința noastră, avem convingerile noastre, avem valorile noastre. În vinerea dinainte de nașterea Domnului, am primit un telefon de la un frate păstor din zona Iași. Asta se întâmplă mereu la Cluj. Frate păstor mi-a zis, regret că vă deranjez acum în perioada sărbătorilor, dar avem un cetățean la spital, la oncologie, în Cluj. Părinții lui au fost niște oameni credincioși, au plecat din lumea noastră cumva cu inima îndurerată că omul acesta, fiind cel mai mic din familie, nici nu s-a căsătorit niciodată, a trăit așa o viață singuratic, dar nici nu s-a pocăit. Și acum omul este într-o situație mai grea, din punct de vedere fizic, bolnav, vrea să se boteze. M-a sunat apoi și sora dumnealui care se ocupa cumva de dumnealui, mi-a spus plângând același lucru, l-am sunat pe unul dintre colegii mei și ne-am dus la spital la oncologie. Am căutat pe șeful de secție, am vorbit cu dumnealui, i-am explicat cine suntem, de ce am venit, pentru cine am venit. După ce s-a uitat pe fișa bolnavului, un om la 60 și ceva de ani, a zis, domnule pastor, Vă punem la dispoziție tot ce aveți nevoie. Pentru că, din punct de vedere oncologic, omul acesta mai trăiește câteva zile. Nu apucă sfârșitul anului. Dar, așa cum ziceți dumneavoastră, Dumnezeu are ultimul cuvânt și viața o dă Dumnezeu. Dar noi, ca și medici, ca și echipă de aici de la spital, punem totul la dispoziție dacă se întâmplă omul acesta să plece cumva împăcat din lumea aceasta ne-am dus în salon cu colegul meu, am salutat, ne-am prezentat, i-am spus cine suntem, cine ne-a sunat, am început să intrăm în discuții, am înțeles că vreți să vă botezați, am venit cumva pregătiți pentru asta, am vorbit și cu medicul, cu șeful secției, găsim soluții. Omul s-a uitat senin la noi, după ce am spus toată povestea și a zis, domnilor, mulțumesc că ați venit, îi păi bine, trebuie să mă botez, știu lucrul acesta, dar să mă botez peste două luni. Și am scump peste două luni. Păi tu deci așa am eu în inimă să mă botez peste două luni. Și am încercat, peste două luni nu se știe, nu i-am spus ce ne-a spus medicul, viața este scurtă, dumneavoastră aveți și o situație mai precară din punct de vedere fizic, sunteți în stare asta, picioarele umflate în sfârșit. Biblia spune astăzi dacă auzi glasul și omul senin a continuat și ne-a spus același lucru. O să mă botez peste două luni. Ne-am rugat cu Dumnealui, n-am putut să forțăm nimic, pentru că la Biblia spune, Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetul 23, a spus Domnul Isus: dacă vrea cineva să mă urmeze. Dacă nu vrea, dacă nu vrea, este alegerea lui. Dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și în fiecare zi să mă urmeze. Dacă nu vrei să urmezi pe Domnul, în continuare Domnul te va binecuvânta, vei avea sănătate, în continuare vei continua să existi, da, Dumnezeu se va purta cu tine ca și până astăzi. Este alegerea ta, e decizia ta. Ne-am rugat împreună cu bărbatul acesta și ne-am despărțit, sigur, cu inima cumva așa strânsă. L-am sunat pe fratele păstor, sunt șocat. Am sunat-o pe sora dumnealui, femeia aceea a început să plângă în hote, a spus frate pastor, nu vă dați seama cât a plâns mama pentru el, tată. Au plecat din lumea asta cu inima îndurerată, crezând că se va întoarce într-o zi. Eram așa de bucuroasă să se boteze, să se împace cu Domnul. După o săptămână și o zi, în sâmbătă înainte de anul nou, același păstor m-a sunat. Frate Bujor, regret că vă deranjez, iar în perioada sărbătorilor. Am considerat că e de datorie mea să vă spun. Bărbatul nostru este în drum spre Iași, vine acasă. Numai că vine în sicriu. Am primit ca o lovitură în inimă. Era prezentă în mintea mea vocea lui și momentul acela în care foarte senin, spunea, o să mă botez peste două luni. Seara aceasta, Duhul Sfânt este prezent în adunare. Iisus Hristos te cercetează și cuvântul lui Dumnezeu este cel care străpunge inimi. Mărit să fie Domnul. Te cheamă Dumnezeu să evadezi, nu peste două luni. Peste două luni nu există mântuire la Biblie, mântuirea este astăzi. Astăzi! Astăzi este ziua mântuirii, știți ce spun oamenii? Niciodată nu-i prea târziu. Eu vă spun ce spune Biblia. Biblia spune Evrei, capitolul 4, versetul 1. Câtă vreme rămâne în picioare, făgăduința intrărilor digna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Peste două luni s-ar putea să fie prea târziu. Chiar mâine seară s-ar putea să fie prea târziu. Chiar săptămâna viitoare s-ar putea să fie prea târziu. Seara aceasta este seara îndurării, este seara iertării, este seara eliberării, este seara biruinței. Ne rugăm Dumnezeu le dă biruință. Măriți să fie Domnul. Dar trebuie să evadezi, dar trebuie să te expui, dar trebuie să ieși, spuneam, din sistemul tău, din convingerile tale și să vin prezența Domnului și să vin prezența lui Isus Hristos. Nu, oameni buni, nimeni nu poate să ierte păcate sub soare, nimeni nu poate să elibereze de neputințe spirituale, nimeni nu poate să dea libertate sub soare decât Isus Hristos, mărit să vie numele Lui. Dar pentru asta trebuie să vin prezența Lui, pentru asta trebuie să te implici personal, pentru asta trebuie să evadezi, pentru asta trebuie să fii gata să vin prezența Lui Dumnezeu și vă mă rog Dumnezeu le dă biruință lăudat să fie Domnul. Petru a ajuns să primească harul iertării și să fie chemat la întâlnirea de după înviere, în al patrulea rând. Pentru că Biblia ne spune, a ieșit afară și, spune stare, s-a dezlănțuit o conștiință vinovată. Cum s-a rugat Petru? Ce vorbe au spus Petru? Nu știu. Ceea ce știu este că a fost un moment special, înainte ca Petru să iasă din curtea aceea, și Evanghelia, Evanghelistul Luca, în capitolul 22 din scrierea lui, la versetul 61, surprinde momentul acela. Și au zis ce spune Biblia. Domnul s-a întors și s-a uitat. Țintă la Petru. Ce a văzut Petru în ochii Domnului? Aceiași ochi sunt în această seară în locul acesta. Aceiași ochi te privesc pe Dumneata, te privesc pe tine, mă privesc pe mine în sală sau la balcon. Aceiași ochi ai Marelui Împărat sunt deschiși înspre noi. Lăudați să fie numele Lui o cântare veche pe care am învățat-o aici în zona Bistrița, spunea cu Iisus, vreau să stau pe vorbă atunci când suntem numai noi. se i spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Și continuă poetul spunând, când te uiți în fața lui și îl vezi plăcrimând, chiar de a fi dușmanul lui, te trezești plângând l-a străfulgerat pe Petru privirea Domnului. Privirea aceea, întâlnirea aceea de ochi l-a făcut pe acest ucenic să iasă afară și Biblia spune, a început să plângă cu amar. Mereu particip la botezuri. Nu la dumneavoastră, la noi și în alte zone atât de multe flori, atât de multe poze, atât de multe formalisme și atât de puține lacrime. Fras Pentecostal, e nevoie să ne întoarcem cu pocăința la Domnul. E nevoie să ne prăbuștim în fața Crucelui lui Iisus Hristos. Răbiți, prieteni, mă rog în această seară Dumnezeu să vă dea biruință. Acum când ochii Domnului sunt aici, când cercetarea Domnului este aici, acea conștiință vinovată să se dezlănțuiască. A ieșit Petru afară și a început să plângă. Și a început să se roage. Și a început probabil să strige. Și Domnul a avut milă de el. Pentru că citesc în Isaia, capitolul 57, versetul 15, și auziți ce transmite cuvântul lui Dumnezeu, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie. Și auziți ce spune cuvântul Domnului în continuare, dar sunt cu omul zdrobit și smerit cu inimile zdrobite, cu oamenii care sunt apăsați, cu oamenii care nu au nicio perspectivă, cu oamenii care, care, sunt dezorientați în lumea aceasta. Hristos este acolo, El are milă, El dă biruință, El lucrează slăvit să fie în numele Lui. Dacă în seara aceasta ești aici și nu ai direcție, dacă în seara aceasta ești aici și ești apăsat, dacă în seara aceasta ești aici și ai poate nopți de sau nedormite, sau probabil ai o stare de neputință spirituală, Hristos are milă de tine. Hristos vrea să te vindece în această seară. Hristos vrea să-ți dea putere în această seară și vrea să-ți dea biruință în această seară. Măriți să fie în numele Lui. Eram într-o săptămână de stăruință la noi, la Betania, cu ani în urmă. A patra seară de stăruință, când șapte, 800 de oameni, așa ca și la dumneavoastră, au postit, s-au rugat, am invitat frați, slujitori, oameni al lui Dumnezeu, cu daruri în fiecare seară. Și a patra seară, în săptămâna aceea, joi seara, prin Duhul Sfânt este transmis un mesaj. Bărbatule care ai venit în seara aceasta aici cu gând de sinucidere. Așa se vorbește Domnul. Când am auzit mesajul acesta, mă gândeam dacă aș încăpea să o bancă să mă ascund. Nu, în seara de stăruință, după ce biserica a postit, s-a rugat, aici Domnul a botezat cu Duhul Sfânt să fie un astfel de mesaj. Fratele care a transmis mesajul, știu, e om lui Dumnezeu, nu spun niciun nume, cred că mulți l cunoaște. Cumva în inima mea spun, mă, ceva nu e în regulă, nu poți să transmiți un astfel de mesaj în adunare, într-o astfel de biserică. Când s-a terminat biserica, eu eram așa cu inima de piatră, nici nu știu cum am încheiat undeva pe un tronson, cum avem noi mai multe tronsoane, de la bărbat a rămas un om de vreo 40 de ani. Plângea în hohote. ne am apropiat de el cu colegii și bărbatul acela a spus, oameni buni, omul acela cu gând de sinucidere sunt eu. Locuiesc aici pe strada dumneavoastră. Soția m-a lăsat de ceva vreme, am intrat într-o depresie, doi sau trei copii, am rămas cu copiii, și am luat o decizie să-mi pun capăt vieții. Mi-am pregătit aseară toate lucrurile și toate și o stică de băutură. Dar înainte să fac gestul ăsta, i-a spus lui Dumnezeu. Știu că este pe strada asta o casă de pocăiți. Mâine seară mă duc la ei. Noi nu aveam mâine seară biserică, că nu avem joi seara biserică. Noi avem marți și vineri. Era joi seară. Mâine seară mă duc la pocăiți. Și dacă tu existi și într-un fel îmi ieși înainte, mă opresc. Dacă nu, este, mâine seară îmi pun capăt zilelor și am venit aici la adunare fără să știu dacă aveți sau nu biserică, am văzut că intră oameni am intrat și eu și pe mine m-a cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și tremura și plângea ne-am rugat împreună cu el a renunțat la decizia aceasta și Dumnezeu i-a salvat sufletul Lăudat să fie Domnul Lăudat să fie Domnul îi pasă lui Dumnezeu de oamenii zdrobiți. Îi pasă lui Dumnezeu de cei amărâți. Îi pasă lui Dumnezeu de cei cu inimile amărâte. De aceea mă rog în această seară cuvântul lui Dumnezeu, ochii lui Iisus Hristos să străpungă inima, să străpungă viața, neliniștea, frământarea și Domnul să te vindece. Poate Domnul să o facă? Lăudați să numele Lui! A început Petru să strige, a început Petru să plângă, a început Petru să se roage și Dumnezeu i-a dat iertare, oameni buni. Că seara aceasta nu este seara judecății, seara aceasta este seara iertării, seara aceasta este seara harului, seara aceasta este seara binecuvântării, lăudați să fie Domnul. De aceea mă rog, Duhul Sfinte care își prezent la Sfânta Trăime, cercetează fiecare inimă fie ca ochii Domnului să străpungă inima și viața și din seara aceasta să pleci un om schimbat, un om transformat și Dumnezeu să ți dea putere și biruințe. Doi oameni vi-amintesc înainte să închei, doi împărați, Saul și David. După părerea mea și înțelegerea mea, David a păcătuit mai tare decât decât Saul. Și Saul a păcătuit mai puțin decât David. Pe David Dumnezeu iartă și pe Saul Domnul îl leapădă. Și vă întreb, e nedrept Dumnezeu? E nedrept Dumnezeu? Nu. Pentru că Saul când păcătuiește, își caută țapii spășitor, vrea cinste. Saul când păcătuiește, nu recunoaște nimic, nu se asumă nimic. Dar când la David a venit Natan și a spus acea poveste frumoasă, că la frați le mai plac poveștile și eu mă mai duc pe la evangelizări, și câteodată mă mai întâlnesc cu frați, zice dumneata, ne-ai spus anul trecut povestea aia. Mă, dar am predicat-o în ceas, nu vă aduceți de aminte nimic, numai de aceea am povestit? Pentru că nu le plac așa povesti, rămân cu asta. Și David, Nathanul intra, David și-a început să-i spună împărate, aici undeva într-o cetate în împărăția ta, era unul care avea boi, oi, cirez, avea multe animale, multe mielușele altul vecinului avea o singură mielușea, cu ea se culca, cu ea mergea la plimbare, cu ea mânca, era nedezlipită de sufletul lui. Într-o zi au venit niște vizitatori la omul bogat și nu s durat îndurat să sacrifice un animal din ce avea el, o mielușea. A trimis cu forță și a luat pe mielușeaua aceea de la sânul omului care avea una singură și o sacrificat. În timp ce-i povestea povestea asta, cred că la David i-a crescut adrenalita, s-o roșie la față, poate s și enervat și s-o ridicat în picioare. Și omul acela este vrednic de moarte. Și să dea înapoi patru. Numai că ascultați-mă, când e vorba de păcat, Dumnezeu nu are părtinitori și nu are favoriți. În următoarele momente, degetul profetului s-a îndreptat spre el și a spus, Omul acela, o mai rămas pe poziție, să moară, s-a prăbușit. Au început să plângă. Și mesajul lui Dumnezeu a fost: Nu vei muri. Domnul te iartă. Ascultă-mă bine. În seara aceasta, Domnul te iartă. În seara aceasta, Domnul te eliberează. În seara aceasta, Domnul rupe legături străine. În seara aceasta Domnul îți dă bucuria mântuirii. În seara aceasta poți pleca cu Iisus Hristos în inimă. Seara aceasta este seara biruinței. Măriți să fie Domnul. Lucrează Dumnezeu. În anul 1985 am mai spus experiența aceasta. Eram un tânăr pentru care mama plângea, așa ca și pentru frații mei mai mari. Era o rușine în satul nostru, aici în Arcalia, să nu-ți meargă copiii la biserică. Cu un călcător din ăla cu jar, în fiecare duminică dimineața, mama le pregătea hainele, cum aveam, câte aveam. Ziceau, dragii mami, să mergem la adunare. Și eu și frații mei mai mari nu mai vreau să mergem la adunare. Stătusem vreo șase ani prin Timișoara, într-un fel acolo ne-am depărtat de Dumnezeu, n-am mai avut biserică, ne-am întors aici în Arcalia, nu mai știam de adunare. Mereu o surprindeam pe mama mea plângând și nu o înțelegeam. Într-o după masă am venit de undeva de pe terenul de fotbal, n-am fost niciodată fotbalist, dar m-am dus și m-am jucat cu copiii, cu tinerii. Și venind spre casă, am întâlnit niște Alți tineri care mergeau la rugăciune. Unii de aici deja știți, la fratele Conjocaru se făceau rugăciuni în vremea aia. Cred că mulți au trecut pe acolo. M-am luat cu povestea cu ei și nici nu am mai băgat de seamă că n-am intrat acasă și m-am trezit povestind de una de alta în fața casei fratelui Conjocaru. Când am ajuns în fața casei fratelui Cojocaru, cineva din grup o zis, Vasilică, hai și tu cu noi. Și am zis, ce să fac? Nu mai știu să mă rog, nu mai știu cântări, nu am mai fost la adunare de ani de zile, deși crescusem în adunare. Ce să fac acolo? Și parcă toți au, așa, au prins curaj, m-au prins de mâini, hai în casă. M-am oprit la ușă și am zis, Bă, băieți, erau și fete și băieți, intrăm, eu stau la ușă. Voi intrați înăuntru, stați cât vreți, că eu nu pot să stau până când stați voi, eu știu că stați voi aici. Am ajuns la înțelegerea asta, am intrat în casă, erau două camere arhi pline, frați din Bistrița, din Sigău, din mă, din Arcalia, erau la rugăciune acolo. S-a cântat o cântare, două, cineva a citit ceva din Biblie și ne-am pus la rugăciune. Eu am avut un tamburel din ăla de lemn pe care am stat, mi-am pus coatele pe el și getele așa și am început să mă uit prin, adun, prin cameră, să-i văd cum se roagă. Când rugăciunea s-a încins puțin, un frate de dincolo de camera cealaltă care nu mă vedea, era undeva după colț așa, o transmis un mesaj profetic din partea lui Dumnezeu. Când omul acela a început să vorbească, am simțit un curent din creștetul capului până în vârful degetului la picioare. Și Domnul a spus, așa se vorbește Domnul tânărului care ai venit în seara aceasta aici. Am un mare plan de lucrare cu tine. Vreau să te fac un slujitor în casa mea, încât toate satele acestea din jur vor ști că e slujitorul meu. Dar astăzi este seara hotărârii tale. Dacă nu vei înțelege, mi-a spus Dumnezeu ce va face diavolul cu mine. Când s-a terminat acea lucrare, am deschis cumva ochii, m-a speriat, am văzut că lacrimile mele erau pe tamburările acela, fără să-mi dau seama. Am pus mâna pe clanță să plec. Și mi-a venit un alt gând. Dacă tot ai venit acum, am rămas să o rugăciunea și s a ridicat fratele Gusti Bătășan, care era îngrijitor la vacile ceapeului din Arcalia în vremea aceea. și a zis, am avut o vedenie. Lângă ușă este un tânăr. Dumnezeu i-a transmis un mesaj. Vrea să-l fac un slujitor în casa lui. Și seara aceasta este seara mântuirii pentru el. Tatăl meu n-a fost în viața lui într-un comitet al bisericii. Tatăl meu n-a fost predicator. Dacă l-am auzit de două sau de trei ori dându-l la rugăciune, din familia tatălui meu nimeni n-a fost pocăit. Din familia mamei mele, în perioada aceea, nimeni nu era pocăit. Și Dumnezeu a transmis un astfel de mesaj pentru mine. Am stat până s-o terminat rugăciunea. Am mers acasă, nu m-am dus cu ei pe drum. M-am dus peste grădin. Era sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie. Era porumbul așa mare. Sandu a zburat peste grădinile alea. M-am dus acasă. Dormeam cu frații mei mai mari în aceeași cameră. M-am pus în, în genunchi lângă pat. Nu știu când m-am rugat. O oră, două, trei. A fost noaptea deciziei mele. A fost noaptea când Dumnezeu m-a iertat. A fost noaptea când Dumnezeu m-a eliberat. Și în următoarea zi, am transmis mesajul acesta, m-am hotărât să mă întorc la Domnul. Era în anul 1985. De atunci Dumnezeu m-a ținut în picioare. După un an de zile m-am botezat împreună cu Luminița, după un alt an de zile ne-am căsătorit și de atunci Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Și tot ce a promis Dumnezeu a împlinit în viața noastră. Și sunt aici să strig din toată inima, lăudați să vie Dumnezeul care trăiește. Ascultați-mă bine, este seara mântuirii, este seara iertării, este seara eliberării, este seara când Dumnezeu vrea să te ridice, este seara când Domnul vrea să rupă lanțuri străine, vrea să rupă neputințe din viața ta. Poate nu l-ai trădat pe Hristos ca și Petru, poate ai avut alte neputințe, alte slăbiciuni, ca și mine ca și, sau ca și alții. Domnul are milă de tine, Domnul are milă de mine seara aceasta. La Sfânta Trăime această seară să scriu un nume în cartea vieții. Vrea Domnul să scrie numele, nu-i mult și vine Iisus Hristos și se vor citi numele și numele tău trebuie să fie scris acolo și numele tău se va scrie prin jerva de la Golgota și prin sângele lui Isus Hristos, lăudați să fie Domnul. De aceea vă invit să stăm ridicați înaintea Domnului. Aici nu-i spectacol creștin, este puterea lui Dumnezeu. Împreună cu frații de la grupul Mesis vreau să cântăm o cântare și apoi să facem o rugăciune, oameni buni. Și în rugăciunea aceasta fie ca Duhul Sfânt care prezintă aici să ne cerceteze, fie ca ochii lui Isus Hristos care sunt îndreptați spre Dumnezeu, ta dumitale, la balcon sau în unde ai fi, Dumnezeu să te străfulgere cu puterea Lui, să simți dragostea Lui Dumnezeu, să simți eliberarea în seara aceasta, să simți ridicarea în seara aceasta, să simți biruința în seara aceasta și să pleci un om schimbat, așa cum se spunea, cu păcatele iertate, un om cu o nouă direcție, un om cu o nouă, cu o perspectivă, să pleci cu Isus în inimă, că Hristos este Domnul, mărit să vii numele Lui. Haideți să cântăm pentru gloria Lui Dumnezeu și apoi vom rosti această rugăciune și Dumnezeu să ne asculte și Domnul să lucreze. Și în timpul cântării, lasă pe Duhul Sfânt să lucreze. Lasă pe Duhul Sfânt să te cerceteze. Lasă șoapta Domnului care îți vorbește să străpungă inima ta. Hotărăște-te pentru mântuire și Dumnezeu să-ți dea putere și biruință în numele Lui Isus. Aleluia!